și versetul următor, versetul în care a fost, și apoi vom mai adăuga încă două texte, din Matei, capitolul 27, respectiv Ioan, capitolul 13. Revenim la primul text, din Ioan, capitolul 1, versetul 8 și 9. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri. Și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este Hristosul drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească pe orice regie. Următorul text, Matei 27, la versetul 15. Matei, care praznic al Paștilor, dregătorul avea obicei să fie o boală norodului în încredințat pe care îl voia lui. Și atunci avea un încredințat de schimb din Parava. Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis, pe care voi să vă slobori? Pe Barava sau pe Iisus ca să nu se fie slobori? Că știa că din prismă dăduse-l pe Iisus în mâinile lui. Pe când se tea Pilat pe scaunul judecată, nevasta sa trimite îi spună, să n-ai nimic a face, spune tu venitul acesta, deci azi am suferit mult în jur din pricina lui. Preoții cei mai de seamă și bătrânii au încercat măroadele să-l ceară pe Barabă, iar pe Iisus să-l moară. Pregătorul a luat cuvântul și i-a zis, pe care din amândoi voi să te scolor? Pe Barabă, a zis lui. Pilat a zis, dar ce fac Iisus ca să numește Hristos? Să fie răstignit. I-a răspuns pe toți. Dregătorul a zis, dar ce l-au făcut? Ei au început să scrie și mai tare, să fie răstignit. I-a văzut Pilat că n-a ajuns de la nimeni și că se face mai multe zarbă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis, eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia, treaba voastră. Și tot norodul a răspuns, sângele lui, pe piața noastră, asupra copilului meu. Ultimul text, Ioan capitolul 13. Înainte de praznicul Paștilor, Iisus, ca cel care știa că i-a plătit ceasul să plece în aceasta la Tatăl, și fiindcă iubirea ai săi care au în lume, i-a iubit în la Tatăl. În timpul cinei, după ce diavolul se sese în numai iubirea Isfarisanului fiului Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit, la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, au fost șterzat ca închisire. Apoi a adunat apă într-un lichean și a început să spere picioarele ucenicilor să le șteargă cu ștergoarul cu care era închis. A venit de la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, tu să-mi speri în picioare? Să răspunzi Iisus i-a zis, tu poate ești. Eu nu știu dacă nu, dar rezultă pe plăcerea. Petru i-a zis niciodată în vești la picioare. Iisus i-a răspuns, dar nu te spăliez, nu vrea avea parte de loc în mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioare, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis, ce s-a spălzat? N-are credință să spăleze picioare ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați. Că știa de ce a luat să-l vândă și de aceea a zis, nu sunt desfășurat. După ce a scoat picioare și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut? Voi nu sunt învățătorul și domnul și bine ziceți că sunt. Deci, dacă eu domnul și învățătorul vostru v-am scoat picioarele și voi să dați vă scoat picioarele, pentru că eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți, m-am făcut eu.
Adevărat, adevărat vă spun, că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel de mine. Dacă știți aceste lucruri, feriți-vă de voi, dacă. Mă zic cuvinte care ne pun pe gânduri și trebuie să ne pună pe gânduri despre această realitate tristă, înseamnă să fii auto-înșelat sau să te înșeli singur, îmi spune Scriptura. Și dezastru, să constați că ai mers la piață, s-ai cumpărat ceva, cum se spunea, să fii acasă, să desfaci, să constați că te scăpărâi. Ce dezastru, să investești un an, doi, patru ani sau cinci ani primit pentru o facultate să constați cum de folos. Am avut un prieten în situația aceasta, ca din România, cu toate scăpăște aici și în alții. Angajat în cele din urmă ca vânzător, cu știri, cu facultate. Deci tot m-am zis. Nu spun că am studiat pe rău din potrivit. Dar vreau să spun ce dezastru constat că ai investit în an 2005, dar ce dezastru să constat că ți-ai cheltuit o întâlnire de viață. În timp cum crezi, cu credința pe care o moștenim, cum spun unii, de la părinții noștri. În final, să constat că am fost înșelat, dar puteai înșelat tine. Ce dezastru! Dar ce dezastru! Am vrut să fii tu înșelat și să înșezi și pe alții. Și Cuvântul spune că în vremurile din urmă, în Părinții din 3, capitolul 4, care se citim, versetul 1 și 2, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință, ca să alitească de Duhuri înșelătoare și învățăturile dragilor, abătuți, au spune amăriți, au spune înșelare, de potențial unor oameni care vorbesc în sus, însemnați cu fierul roșu din Duhul. Să te înșezi singur și să înșezi și ca Domnul Hristos spunea că un mort care călăuzește pe un alt ori ajunge la nivelul lor. Întrebarea care s-a pus este doar să vii de răspăritoare, sunt eu un om înșelat, dar sunt eu un descrântor al adevărului. Așa cum am citit, cum s-a citit aici, adevărul nu este doar o mulțime, nu este doar o persoană, așa cum vom vedea, nu este doar ceva extrinsec, ceva care locuiește în afara noastră, sau care noi luăm contact, ce spune cuvântul aici, când noi, cel care este înșelat, nu are adevărul când el. Cel care cunoaște și crede adevărul, trăiește adevărul, acesta locuiește în noi. Aceasta este taina Evangheliei. Hristos în noi, Hristos în mine, ca un muzeu finit, creator al tuturor galaxiilor, sunt astre cerești între cercetătorii de milioane sau miliarde de ori mai mari decât Pământul nostru, vă imaginați? Și sunt milioane de galaxii în acel cosmos, creat ca acest Dumnezeu infinit. Și acest Dumnezeu infinit alege pe tine să locuiască prin adevărul său în inima mea și în mine. Este cu haina lui.
spune cuvântul aici, dacă zice, că n-am încercat. Mă gândeam, este important, îi spune, sunt importante afirmațiile noastre din interesul tine. Electrul Solom îmi spune, din cuvintele tale vei fi găsit fără vină sau din cuvintele tale vei fi osănit. Este un exemplu în Vechiul Testament privitor în acest sens, care ne arată faptul că un om care nu era vinovat faptul, dar care a mărturisit cu gura lui împotriva lui însuși crezând că aduce o veste bună împăratului David, căruia tocmai îi murise prigonitorul sau acesta amalecit, care gândea el că vine și aduce o veste bună și se împăunează, adăugând la această veste bună, cum credea el, că Saul, prigonitorul lui, a murit, a adăugat și acest neadevăr. Eu, și credea că va fi premiat. Și s-a întâmplat acolo de vreo. Și David l-a ucis pe loc. Din cuvintele tale vei fi găsit fără vină. Și din cuvintele tale vei fi posibil. Ce important este ceea ce spunem. Poate sunt cuvinte pe care uneori nu le credem, dar le spunem. Am zis și eu așa. Mai spune pe unii. Nu chiar așa. Pentru că dacă vorbește gura fără tine, este un lucru extrem de grav. Chiar dacă în inima ta nu crezi niciuna pe care tocmai ai spus-o. Adevărat, adevărat vă spun, spunea Domnul Hristos, că omul va da să o ceară vârstă și vă împlinește o Hristos care va ieși din bine. Amintesc și eu de acest tocat pe care l-aveam Mântuitorul la Dumnezeu. Asta a fost unul din primele lucruri de care sunt cel mai dorit. Vorbirea murdară, vorbirea necurată, vorbirea nefolositoare. Nu spun că acum nu mai sunt vorbe, dar ne pocăim pentru că nu suntem desăluciți pe drumul spre cer. Dar important este ca să avem adevărul, eu să mă luminez și Dumnezeu să ne arate acele lucruri, acele vorbe, care nu se potrivesc cu adevărul de Dumnezeu. Cuvântul spune, vorbirea voastră să fie cu har, vreste sau dacă zicem, nu avem. Și importante sunt afirmațiile noastre, în care uneori chiar și crede. Să crezi că nu ai păcat. Este cea mai mare amăgire după cuvintele Sfântului Ioan. Nu este amăgirea că te-ai dus după cineva. Nu este amăgirea că nu știu ce ai crezut, este amăgirea că nu ai păcat. Scriptura spune foarte clar, niște niciune, neputeni, niciune, dar toți au păcătuit, spune cuvântul, și sunt mințiți, la Dumnezeu. Dacă zicem că n-avem păcat niciun singur, și adevărul nu este în noi. Se cuprind aici trei lucruri. Autoînșelarea, în acest aspect, despre care s-a vorbit mai devreme. Al doilea lucru, și anume că adevărul nu este în acel om, acea persoană, care consideră că este perfect, fără păcat. Și de asemenea, versetul 10 adaugă că nici cuvântul lui Dumnezeu nu este în acea persoană. Și al treilea lucru, o astfel de afirmație nu este doar o autoînșelare, ci o ofensă, o jignire la adresa lui Dumnezeu. Spune versetul 10, dacă zicem că am făcut, îl facem mincinos
Cristian, pe Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Cum se stai înaintea lui Dumnezeu după ce ai adus o asemenea jurie acelea care se stăluiește și care spun adevărul și pe care îl ofensezi? Prin această părere, hai să folosim termenul acesta, atât suficient, ca să venim mai aproape de trăirile noastre în ori. Pentru că poate gândim, a, eu nu zic că n-am putut. Dar dați-mi voie să repet acest termen tehnic de-a putut. Autosuficient. De câte ori oare nu ne considerăm stăpâni pe noi înșine? De câte ori oare, poate chiar într-o discuție divergentă, considerăm că suntem așa de perfect? Durata aceea greșită. Cuvântul spune cine vorbește lui, nu se poate îndreșa. Și când vin prin casa lui Dumnezeu, pornește Scripturul în locul Dumnezeu. Pentru că dacă nebunia nebunii se dă dimensiunea viscolă, poștia nebunii se dă de o dimensiunea de vreo. Atenție la ce vorbim, atenție la afirmațiile pe care le facem și cu atât mai mult dacă aceste afirmații sunt și susținute de cercetări la mine. Versetul 9 ne dă însă o soluție. La această eroare, gravă eroare, autoînșelare, dacă ne mărturisim totate, asta înseamnă că ai acceptat adevărul. Asta înseamnă că te-ai oprit, te-ai zis de acord ca Dumnezeu că ești în Dumnezeu. Există o șansă, există o curățire. Pentru că în momentul în care te recunoști, ești păcătos cu Dumnezeu. Și ai nevoie de un ideal ca să te ai nevoie de un sânge ca să te speri. Următoarele două texte pe care le-am citit, ați observat ca un lucru în comun. Midian. Era nevoie de un Midian pentru Pilat. Ca să spere mâinile, ca să zic că eu sunt nevinovat. Poate cuvinte v-am citit că n-am putut treaba voastră. Pasarea responsabilității. Irresponsabilitate. Știu că oamenii sunt astăzi irresponsabili. Presând că dacă au aruncat pisica prin pisică de spăță, poate că va mai mărca ceva. Al doilea text, Ioan 13, pe care am citit, ne vorbește și de Midian. Midian, al Domnului Iisus de la Batata, cu care însuși Mântuitorul, al Iisusului. Se spune că viața noastră, ca oameni pe acest pământ, pendulează între aceste trei legioane. Este legioanul lui Pilat, legioanul celor irresponsabili, legioanul celor amăgiți, păcăliți, înșelați, care aruncă vinovăția crezând că sunt în regulă și se vor putea îndreptăți chiar înaintea de Dumnezeu. Da. Al doilea Lidian, 1 Ioan 1 cu 9, dacă ne mărturisim totată, este Lidianul Mântuirii. Este Lidianul Sângelui Domnului Hristos care ne curățește de orice totat, cum spune la versetul 7. Și al treilea Lidian este Lidianul la trebuit al fugirii. Lidian pe care îl iau toți cei care s-au învolat în Cinecea Domnului. Dacă știți aceste lucruri, spunea el, ferice de voi. Ne cheamă El, Domnul Iisus, pe toți cei răscumpărați
Nu doar să venim la adunare să ne îmbogățim bagajele de cunoștințe, sunt bune, în speranțe de dumneavoastră. Dar dacă nu le aplicăm în viața voastră, cum s-a spus și mai devreme, dacă suntem doar ca niște ascultători uși, dacă nu unim cu credința fapta, ce folos? Am venit în aici, am trecut pe bine sau casă la dumneavoastră. Și am plecat acasă și acasă suntem neputincioși în fața ispitelor, n-avem răspuns la problemele oamenilor, n-avem răspuns la păcatul care domină în viață. În doar câteva cuvinte în încheiere, aș vrea să ne mai uităm un pic la Pilat. Unul din mari amăgiți, mari amăgiți, ce învățăm de la Pilat ca să ne păzim de altă amăgire? În primul rând, fiecare dintre noi are o alegere. Odată în viață, când am întâlnit cu Domnul Hristos, îl alegi pe Domnul Hristos, în prima dată. Dar nu doar odată în viață, pentru cel care l-a primit deja, ci fiecare zi. Poate chiar în fiecare clipă, când mergi pe scară, când mergi în autobuz, în dimineața zi. Când ești tentat să faci compromisul. Să veniți, să puri, să încerci, să spun un adevăr. Ai o alegere în față. Pe cine alegi? Pe Iisus sau pe Barat? Doi. Ai cunoștință. Livianul lui Pilat ne vorbește despre un om care are cunoștință. Uitați ce se spune în versetul 18. Pilat știa că din Iisusia îi dăduseră pe Domnul Iisus în lângă lui. Știa Pilat. Mă întreb oare câți dintre noi nu știu Evanghelia de ani de zile, câți copii de credincioși nu cunosc adevărul de ani de zile. Întrebarea este, acest adevăr s-a schimbat viața? Acest adevăr este în inima ta, cum spune în Ioan. Al treilea lucru, acest Livian al lui Pilat ne învață că ai învață o atenționare. Versetul 19 spune, nevasta lui Pilat a trimis la el să-i spună, să nu am nimic a face nici. Dumnezeu așează pe kilometrajul drumului nostru, ca să spunem, atenționat. Ne atenționează printr-o boală, ne atenționează printr-o suferință, ne atenționează printr-un credincios, ne atenționează prin vestirea Evangheliei, iar omul ne seamă cum era. Și al patrulea lucru pe care îl învățăm de la Livian lui Pilat, este că el a ascultat glasul lumii. Cel care se bălăcește, iertați-mi expresia, în Livian lui Pilat, va asculta totdeauna glasul lumii. Totdeauna scaunul lui, totdeauna poziția lui, totdeauna interesele lui, vor fi mai presus decât adevărul. De aceea adevărul va rămâne departe de el. Ce este adevărul? Întrebarea celui Pilat. Și a rămas acest întrebare, pentru că imediat după faptul ai știa partea lui Dumnezeu. Nu m-a interesat să aveți răspunsul. Răspunsul era în fața lui. Și ar fi putut să fie în inima lui. Ce face Pilat? Își ia un Livian, își spală mâinile și spune, dar aia, se va mântuirea. Nu este treaba altuia, este treaba mea. Nu este treaba altora să se roage pentru mine,
după ce vă și plecat, unde sunt tot pe cei de primărit, nu le plăcut, nu spunea că vă scuzam. Și este treaba mea să mă împac acum cu Dumnezeu pe pământ, care putere cu omul în sfârșe, păcate. Și al doilea ligian ne învață că putem să fim în suferință, putem să fim uneori întristați, cum erau ucenicii, dar avem un Mântuitor care ne iubește și în al treilea rând în El avem lumina de Dumnezeu. Domnul Iisus să ne ajute să putem să ne bucurăm de ligianul Mântuit, de Sfântului Acelui. Și dacă am fost curățit în felul lui Hristos pe inimă, mă rămâne doar în curățim și floare. Adică, mergând pe lumea aceasta, nu suntem nici ca și credincioși imbatabili, infainibili, perfect, fără păcat, cum s-a citit. Nici măcar ca și credincioși. Și avem datoria într-o primare. Cât sunt astăzi? Care consideră că s-au făcut odată în viață suficient. La adunare și ocupă un loc pe bancă sau pe scaun, și cum au făcut, în viața lui Dumnezeu. Pentru că n-au înțeles adevărul acestuia, în adevărul sensul acestuia. De care zic, ca pe știință, n-au făcut în Hristos, să te înrolești în Hristos, să fii activ, să fii parte, să te ocupi locul în biserica, în adunarea Sfinților, să fii doar un ascultător de Sfântul, sau doar un ocupant de scaun, sau de Sfântul, să ne ajute, să fim invitat și nu de tatat, să fim consumători adevărat, nu din cauza în ceva. Amin.